Administrația locală din Pașcani vrea neapărat să facă afaceri cu un consilier din opoziție, situație în care alesul local poate fi acuzat în continuare de incompatibilitate. Printr-o adresă semnată chiar de edil, consilierul Mihai Dediu de la PSD, administratorul firmei de la care primăria a cumpărat 10 ștampile în valoare de 855 de lei, a fost înștiințat că municipalitatea nu poate returna obiectele achiziționate, deoarece au intrat în circuitul de funcționare și utilizare. Totodată, factura Storno trimisă de consilier, odată cu înapoierea banilor încasați, a fost refuzată, iar primăria a făcut din nou plata pentru produsele pe care nu vrea să le mai dea înapoi. Eu vreau să dau pur și simplu dezmințire că nu am avut niciodată niciun fel de afaceri comerciale cu primăria Pașcani. Ca este adevărat că societatea mea, printre activitățile turistice care le desfășoară, confecționează și ștampile profesionale, fiind unic autorizat din această zonă. De-a lungul timpului, în punctele mele de lucru, au fost diferite persoane juridice care au comandat și ridicat produse din firma mea. Eu nu pot să interzic cuiva să cumpere ceva de la mine din firmă, dar eu nu am avut niciodată niciun contract cu primăria Pașcani. Da, în acest an au trimis cei de la putere pentru a mă determina să votez anumite proiecte, le zic eu, necurate în Consiliul Local, au trimis o persoană, au cumpărat câteva ștampile profesionale, după care au început să le vehiculeze factura prin presa pășcăneană că eu am afaceri cu primăria. Noi nu am avut și nu am afaceri comerciale de genul acesta, nu am avut niciodată niciun contract cu primăria municipiului Pașcani. Este pur și simplu o încercare de a mă șantaja să nu mai fiu vocal împotriva actualei administrații care, după cum vedeți, nu face nimic, doar își bate joc de banul public. Scandalul a pornit după ce un funcționar de la Evidența Populației a cumpărat de la societatea sa 10 ștampile și o tușieră în valoare de 855 de lei. Factura a ajuns în presă după ce a fost decontată din contul de trezorerie al primăriei. Consilierul local susține că a aflat de această achiziție după ce a fost chemat în biroul administratorului public și că în discuțiile purtate cu reprezentanții primăriei i s-ar fi sugerat să se distanțeze de colegii săi din PSD. Dediu spune că în urma presiunilor făcute asupra sa a decis să storneze factura făcută de salariatul de la magazin și să înapoieze banii încasați de la primărie. Mai mult, el a solicitat administrației locale să îi dea ștampilele înapoi și îi acuză de furt pe cei care le folosesc. Am stornat factura respectivă și un exemplar l-am dat administratorului public, lui Bodoașcă. Bodoașcă ce a făcut? A făcut plata la factura respectivă, eu am stornat-o înapoi, cu o mizerie de 2 lei, deci era vorba de 600 de lei plus TVA, 600 și ceva de lei, dar în felul ăsta au încercat ei, stai că îl facem incompatibil, fără să realizeze că de fapt pisica, ca să zic, în curtea lor, ei trebuiau să facă achiziția de pe SEA, nu să vină la mine în firmă, pentru că într-un magazin nu poți să discriminezi pe nimeni, să refuzi să-i vinzi un produs pe criterii de rasă, de sex, de criterii politice. Dacă ar fi fost refuzat, aș fi dus societatea mea în panta cealaltă, că pe criterii politice sunt refuzați a cumpăra de mine. Deci factura s-a anulat, banii i-ați dat înapoi? Factura a fost anulată, banii i-au fost dați înapoi și le-am solicitat primarul să-mi restituie produsele ridicate în acest fel dolosit. Nu am primit absolut nimic. Nu e problemă. Deci cel care a venit și a achiziționat din vorbă, o să fac plângere penală prin înșelăciune. În acest context, edilul municipiului, Marius Pintilie, a solicitat secretarului general al Unității Administrativ-Teritoriale Pașcani să analizeze această situație. Asta deoarece între aleșii locali și instituțiile publice pe care le reprezintă sunt interzise relațiile de afaceri, iar factura este considerată un contract între părți. În replică, consilierul pășcănean a spus în cadrul emisiunii Pulsul Zilei de la BIT TV că prin astfel de acțiuni, reprezentanții ai primăriei ar încerca să îl șantajeze, deoarece a devenit incomod și că se urmărește demiterea lui din funcție. În cadrul conferinței săptămânale de presă de joi 19 august, administratorul public Claudiu Bodoașca a adus o serie de clarificări cu privire la acuzațiile consilierului PSD Mihai Dediu. Domnul Dediu a venit, n-a vrut să deschidă această discuție, dacă a zis dumneavoastră, domnul Dediu a venit în birou la mine de două. Da, și a venit însoțit de domnul Conache și martorii au fost, era și colegul meu, Alexandru, nu a venit special pentru
această factură, a venit cu o problemă personală. Și anume, să ajutăm o rudă să intre în posesia unui certificat, unui titlu de proprietate. O rudă care avea, are o hotărâre judecătorească definitivă. Și este îndreptățită să primească. Îndreptățită să primească un titlu de proprietate pe care nu l-a primit de ani de zile. Are acea hotărâre judecătorească de ani de zile. Am dat curs, am sfătuit ce să facă, adică sfătuit, am îndrumat ce să facă, să depună cereri la, unde, la primărie, toate documentele. Iar printre alte discuții, nu l-am șantajat. El a venit și ne-a spus că ne dă judecată că nu i-a mai chitat factură. Dacă să vă uitați pe acea factură, este un termen de plată rezonabil de 30 zile, este depășit. La primăria Pașca, nu știu, s-a întâmplat ca să se greșească cont. Pentru că m-am aflat după aceea, dumnealui era partener și avea fișe de partener. Pentru această factură i s-a emis pe vechiul cont imediat în ordine de plată, sau sunt trezorie și s-a întors. Pentru că între timp dumnealui și-a schimbat contul, funcționa, ei nu au verificat dacă s-a schimbat contul, s-a luat fișa de partener. Atât a fost. Dumnealui a venit și a solicitat expres să-i fie achitat de factură. Nu că l-am șantat. Iar în ceea ce privește faptul că se dimiteze de PSD, cum a fac o declarație politică pentru PNL, e bine ca domnul Dediu să rămână la PSD.